Salut tuturor, eu sunt Liviu și bine v-am găsit la un nou episod din Slime Rancher. Bă, în episodul ăsta avem niște treabă de făcut și vreau să vă spun o chestie pe care am aflat-o. Mă jucam off-camera liniștit după ce am terminat de filmat episodul anterior. Pentru că data trecută am filmat două episoade, unul după altul. Și ce mi-am dat eu seama chiar după aia, dacă vin eu aici la albinuță, mai țineți minte când am spus că o albinuță poate fi pusă doar pe un singur tip de plort și ar trebui să pun 7 albine pentru toate tipurile de plorturi? Nu! Albinuța e extraordinar de utilă și extraordinar de grozavă și fiți atenți. Nu știu cum de nu am văzut eu, dar aici ai opțiune să pui o dronă să colecteze toate plorturile de toate tipurile. Ok, cum de nu am observat eu asta? Abar nu am, deci pun target plorts să colecteze plorturile de toate tipurile din plort collectors și destinație Raffinery Link. O să-i dau activate și habar nu am cum de nu am văzut data trecută, dar în fine, aparent, poți să pui o dronă să meargă pentru toate plorturile. Și eu până acum credeam că trebuie să pun un milion de drone. Aparent nu e așa. Bun, deci am rezolvat o treabă care e ceva. Acum, ce vreau să facem? Văd că am rămas eu un inventar cu două mozaic slime din episodul anterior, așa că o să mergem să vedem unde le punem. Stai, prima oară trebuie să ne uităm pe Slimepedia să vedem ce mănâncă astea mai exact. Ia, unde sunteți mozaic slime și mănâncă legume. Mănâncă legume. Dacă mănâncă legume, cred că ar trebui să facem în felul următor. Tot am zis eu că o să scot astea de aici și până la urmă nu le-am mai scos, dar au venit momentul. Deci, o să scoatem, da, cred că pe ăștia o să-i scoatem deocamdată. O să scoatem lămâile, plantația de lămâi de aici. Copacule, o să trebuiască să renunțăm la copacul ăsta, că avem deja două plantații de lămâi înăuntru în peșteră. Deci, cred că e suficient. Așa, și aici o să facem un nou coral. Hai să-l cumpărăm, îi dăm upgrade-urile la maxim. Mai puțin Solar Shield, că nu cred că are nevoie. Așa, și aici o să punem slime-urile astea care am reușit să găsesc doar două episoduri anterior în deșertul de sticlă. Deci, ia uite-le slime-urilor. Nu, stai, se întâmplă ceva cu ele? Mor? Mă, astea Stai, că mi-e frică. Trebuie să le pun la întun... Era ceva acolo. Era ceva acolo. Ia, stai puțin. O să le pun și Solar Shield, pentru că nu știu dacă le trebuie sau nu. Dar tremurau, nu știu, ceva era dubios cu ele. Ia, le pun acum. Asta era problema voastră? Le trebuie Solar Shield? Nu, de ce tremurăm ăsta? Știe cineva de ce tremură slime-ul? Ok, și-o revenit. Mă, nu știu, sunt în siguranță? Oare astea produc belele? Au? Cred că nu sunt în regulă slime-urile astea, așa-i? Bubuie chestii pe... De ce? Ce-a fost treaba aia? De ce mi-a luat damage? Știe cineva? Ok. Deocamdată nu știu care e treaba cu ele. Ia, ce-i treaba asta? Slime-urile astea produc belele. Astea mozaic. Fiți atenți. Intru în asta. Da, slime-urile astea produc belele, să le las aici sau să nu le las aici? Nu știu dacă e o idee bună, mi-e teamă. Mă, sunt curios, oare mă lovește doar pe mine sau poate să facă nebunii pe aici prin bază, gen să nu lovească celelalte slime-uri sau așa mai departe? Nu știu, deocamdată o să le las aici, că pe mine nu mă încurcă cu nimic. Și mai vedem noi ce să facem, o să-mi spuneți voi în comentarii ce să fac. Deci, produc chestiile alea care dacă intri în ele, se termină șmecheria, ia. Vreau să zbor în ea. O să zbor în ea? Aparent dacă e în aer, nu iau damage. Ok. Hai să duc lămâile astea înăuntru. Deci cu drona asta am rezolvat. Hai să punem și drona de aici dinăuntru să meargă după toate tipurile de plorturi. Așa. Pentru că eu nu știam că pot să fac asta. Adică mi-am dat seama prea târziu. Sursă, colectoare și Raffinery Link activate. Bun. Trebuie să mergem după apă. Nu mai am apă să le dau. Mai am doar un apă. O porție de apă pentru tine, ești norocoasă. Astea nu pot să le bag în Raffinery Link, pentru că Raffinery Link-ul... A, stai! Am crezut că sunt plorturi de quantum, doamne. A, ce vreau să vă mai zic, în episodul anterior, dacă bine mi-aduc eu aminte, n-am mai jucat, cred că de multe zile, am mai jucat off-camera o grămadă și ce am făcut? Am stat, deci era ăsta full de plorturi de quantum, înăuntru nici nu mai zic. Am cules și am dus să vând
în jur de 5-600 de plorturi de quantum dinăuntru. Voi vă dați seama câte plorturi erau aici, gen, erau până pe la nivelul ăsta plorturile, dacă vă vine să credeți, și slime-urile stăteau peste. Până la nivelul ăsta, am vândut o grămadă, am făcut o grămadă de drumuri. Mi-ar fi tare de folos market link-ul, dar nu știu cum îl deblochez și deocamdată nici n-am chef să mă interesez. Deci o să le dau de fapt au lămâi pe jos o grămadă deja. Ok, o să le bag aici, Albina chiar își face treaba. Și ce facem în acest episod? În acest episod, pe lângă toate belelele astea care le-am avut, o să mergem noi frumos și vreau să pun drone în celelalte zone în care nu am până acum. Deci trebuie să punem o dronă în capăt. De fapt, nu, stai. Vă mai duceți aminte că noi am mai deblocat încă o zonă acolo? Da, da, da. Deci oricum, deocamdată trebuie să punem o dronă aici. Îmi spunea cineva în comentarii dacă aș putea să combină un slime de apă cu unul de foc, dar răspunsul e că din ce știu eu nu se poate așa ceva. Gen, slime-ul de apă nu poate fi combinat cu nimic, dacă bine mi-aduc eu aminte, dar încercăm dacă vreți să facem și ideile voastre. O să pun două drone, nu, deocamdată las una. Să las una sau să pun două, stai să mă gândesc. Câte mai am? Mai am încă două, așa-i? Mai am încă două și una pentru zona aia, una pentru zona cu laborator, ok. O să las doar una și abia după aia o să trebuiască să mai craftăm drone. Ca să punem și pentru să se ocupe de plorturi, că pe asta o pun pentru mâncare. Ok, deci drona asta o să punem să se ocupe de legume. Target, legume, sursă, grădini și destinație, autofidere. Așa, activate și suntem în regulă. Ia uite cum pleacă, păi drona. Păi drona. Ok, hai să vedem, se ocupă. Ia uite ce e aici, ai de lucru drona, hai. Dă-i, 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 dă-i că merge, dă-i că merge. Ia vezi, fenomenal așa ceva. Ia, ăștia îs pe 0. Bun. Ăștia îs pe, stai, cu mâncarea, îs pe 0. Dacă nu mă înșel, am aflat o chestie interesantă. De fapt m-am gândit, am deblocat zona asta, da? Am pus slime-urile astea aici și le-am pus mâncarea lor preferată. Hai să le dau și de mâncare, că deocamdată, de fapt, punem și drona, am uitat. Am uitat că am de gând să pun drona și aici. Ok, le dăm de mâncare rapid. Eu, bă, dar sunt faine, mă, astea. E și mechere. Ia uite cum fac plorturi multe, că asta e mâncarea lor preferată și îmi dă dublu. Ok, știi ce? Hai să le dau eu și după aia le pun și drona. Așa, cule, știi ce? Ajunge, ajunge, dropează-le acolo. Și voiam să vă zic că am impresia că pot renunța la coralul meu pentru slime-urile de apă de sus și să le pun aici. Și nu o să dispară, cred că e ok. De aici pot lua și apă. Deci asta e genial, sursa asta de apă la baza mea e superbă. Deci ce vreau să fac aici, trebuie să punem o dronă. O să punem uite aici. Uite aici, cred că e locul potrivit pentru ea. Utilități, dronă, instalează. Bun, și o setăm să se ocupe de mâncare. Astea sunt legume sau sunt fructe? Ce sunt astea? Sunt fructe. Ah, ok, deci astea sunt fructe. Aici mai putem pune slime-uri care mănâncă fructe. Bun, e bine de știut. Target, fructe, sursă, grădini și destinație autofidere. Activate! Încă o nouă dronă inaugurată în ferma noastră. Asta e drona cu numărul... A câta dronă îi? Cred că drona cu numărul 5. Mamă, drona cu numărul 5. Da, da, drona cu numărul 5. Ia vezi. Ok, sunt mândru de dronele mele. Fac o treabă minunată. Deci drona, tot am uitat să menționez cât de bună îi. Gen, am spus eu că e bună, dar aparent e chiar mai bună decât credeam. Având în vedere că se poate ocupa de toate plorturile. Se pare genial. Hai să luăm morcovii ăștia, să aruncăm și noi aici înăuntru. Așa, ia, le-a pus drona ceva? Nu le-a pus încă. Poate nu a avut suficient. A, încă culege. Oh, mamă. Vezi care treabă drona noastră. Încă nu termina de cules, că-s două tipuri aici. Ok, am înțeles. Apă tu ai? Ok, hai să îi facem plinul. Hai să le facem plinul și la ăștia, că nu m-am mai ocupat de ei de... Oh, mamă, cam de mult. De fapt, știi ce? Hai să-i și mutăm. Nu? Ar fi o idee bună să-i mut. Da, ar fi o idee chiar foarte bună să-i mut. Știi ce, prietenii mei de pe YouTube? Haideți, avem 4. Hai să luăm și plorturile. Și treaba asta o putem demola, pentru că aici ar fi un loc bun pentru alte slime-uri care mănâncă legume. Pentru că noi avem aici o plantație de legume. Deci... îi dăm din moliș, o să o păstrăm. Pentru, s-ar putea să aduc chiar slime-urile alea care mozaic, dacă cumva o să producă belele acolo în partea principală. Și cred că așa o să fac. Bun, aici putem pune astea de apă. Și ăsta e locul perfect pentru ele. Uitați-vă cât de mare e locul ăsta. Cred că pot să pun și mai multe aici. Și au apă care curge în continuu. Gen, eu nu trebuie să le mai pun apă. Vă dați seama cât de bun e locul ăsta. Au și jucărie.
au și jucărie. Deci, și jucăria lor specială. Deci, mi se pare perfect. E super șmecheră zona asta. Bun, haideți să ducem ploturile astea să le vindem și să ne ocupăm să punem dronă și acolo, în zona de laborator ar trebui. Asta ar trebui să fac eu acum. Așa, venim cu astea de apă. De fapt, știi ce? O să păstrez unul ca să demonstrez persoanei care îmi spunea în comentarii că nu se poate, nu se poate combina slime de foc cu cel de apă. Cel puțin așa știu eu. Nu sunt foarte sigur, dar cel puțin ăla de apă nu se poate combina cu niciun alt tip de slime-uri. Mamă, câtă mâncare aici, ăia sunt fometați. Îmi spunea cineva să umplu curalul ăsta până la jumate. S-ar putea să facem asta. Bun, deci luăm plortul ăsta, da? Și vrem să-l dăm la un slime de foc care l-am luat în episodul anterior. Ia. Îl mănânci? Nu. A, l-am mâncat, dar l-am mâncat pe post de mâncare. Gen, nu se combină. Deci, răspunsul este că nu, nu se poate. Slime-ul de apă nu se combină cu absolut nimic. Bun. Acum că avem și treaba asta stabilită, hai să punem ultima dronă pe care o am eu deocamdată. Unde să o pun? O să o pun aici în față. E cel mai ușor de accesat zona asta. Așa, o punem aici. Haideți să îi punem... Ups, nope. Haideți să îi setăm... ce să o punem să facă? O punem să se ocupe de fructe, nu? Bineînțeles. Target, fructe. Așa, pentru că e o zonă cu slime-uri de fructe, grădini și destinație autofeedere. Așa, activate. Sunt curios dacă îi dă de mâncare și celor de foc. Nu sunt foarte sigur, așa că o să iau eu câteva de astea și le las eu de mâncare la ăștia de foc. Nu știu dacă le dă drona sau nu, că ăsta n-are autofeeder practic și nici nu pot să-i dau upgrade, ia. Nu știu, le las mâncare aici, că ăștia mănâncă orice. Stai, sau la ăștia nu trebuie să le dau nimica de mâncare? Aparent o mânca fructul ăla, deci da, trebuie. Ok, pot să dau upgrade la treaba asta? Nope, nu pot să dai niciun upgrade, nu pot să pui autofeeder. Bun, hai să vedem drona care deja își face treaba, așa. Unde ești, dronă? Ia uite-o. Ok. Dronele sunt geniale, știu că am spus de un milion de ori, dar aș mai spune încă de un milion, pentru că sunt absolut prea bune. Acum mergem la dronele astea, să le facem plinul cu apă. Ăștia se joacă cu jucăria lor, sunt fericiți că au mâncare o grămadă de când cu drona. Bun, i-am pus apă, punem apă și aici, așa, și plecăm mai departe. Le punem apă și la astea din față. Și ce aș vrea să facem în continuare ar fi să mergem după niște resurse. Ia uite. Mamă, mamă, și-a făcut treaba de aproape, a rămas pe zero. Asta încă lucrează cu plorturile. De când am pornit episodul, de atunci asta își face treaba. E prea bună. Ok, ce vreau să facem? Vreau să mergem să mai facem rost de niște ingrediente ca să craftăm drone. Dar haideți prima oară să mergem la laborator, că de fapt nu, putem merge la Raffinery Link. Și dacă nu mă înșel eu, avem nevoie de Wild Honey, așa-i? Ca să mai craftăm, ia. Avem Wild Honey. Unde ești? Unde ești? Avem... avem 10. Se mai poate crafta o dronă, pentru că avem 10. Și noi avem nevoie de câte drone? De încă 3, așa-i? Trebuie să punem în fiecare zonă câte 2 drone. Deci da, de încă 3 drone. Bun. Înseamnă că ne trebuie 21 de Wild Honey. Așa că mai avem nevoie de încă 11. Deci numai bine o să mergem noi aici, în zona asta, unde am pus eu drill-uri. Da. Și s-ar putea să fac suficient de toate resursele pentru încă 3 drone. Deci asta ar fi perfect. Avem portalul ăsta aici, cu ajutorul căruia o să pot merge puțin mai rapid în zona aia. Cu toate că am zis că aș vrea să mă ocup și de portalele alea, să văd cum funcționează. Uite pe băieții răi. Bă, băieții răi, hai, lasă-vă vrăjeala. A, mai spunea cineva în comentarii că în deșertul de sticlă, planta aia de v-am întrebat eu, trebuie udată cu o apă specială. Nu știu dacă e adevărat sau nu, până acum eu n-am întâlnit o apă specială, dar nici n-am explorat foarte, foarte mult. Gen, probabil mai sunt detalii pe care le-am ratat, dar oricum în episodul ăsta ne ocupăm de alte treburi, deci aia rămâne pe data viitoare. Bun, ajungem în zona asta, așa, multe slime-uri și aici o să avem drill-urile noastre frumoase. Uite, aici am pus Raffinery Link ca să transport mult mai ușor resursele astea acasă. Deci, prima oară o să mă ocup de alea verzi care îmi dă Wild Honey. Așa, dăm resursele, ia uite, ia uite, 2 bucăți, bun. Și o pornesc din nou pentru că e modelul advanced, merge de 3 ori. Bun, stai, am ratat ceva, am ratat ceva. Mi se pare mie că văd eu ceva ce lucește în spatele meu. Următoarea va fi aici. Ia, dăm, și asta cred că e tot advanced. Bă, pleacă-mă de aici. Bă, plecați, mă, ce-au, mă, slime-urile astea devin toate aici? Alo, alo, pisică. Da, dacă aveam o baltă cu apă aici, te duceai, pisico. Așa. Hai să vedem următorul. Stai, nu mai avem niciunul verde?
Ăsta e roșu, ăla e roșu, ăsta e roșu, ăsta e roșu. Ok, avem aici vreo 4 verzi dacă nu mă înșel. Slime-ule, dacă ai putea să te îndepărtezi, așa. Bun, bă, nu se au suficiente, cred, Wild Honey. Avem 7 deocamdată, ai o pornit iar. Ia, dați-mi mai multe. Încă două, dă două pe la fiecare drill. Hmm, interesant, dă-mi și tu. Alte, ăsta mi-a dat 3. Ăsta mi-a dat 3, deci am 12. Oh, am suficiente, așa-i? Da, am suficiente, bun. A, uite, și o mai avem și pe asta. Nice, nice, nice. Ok, asta mi-a dat 4 cumva. Da, 4. Bun. O să ne facem toate 3 dronele, așa-i? Acum le trimitem direct în rafineria mare, să nu trebuiască să le țin eu în inventar. Rafinery link-ul e genial, dar avem nevoie, o să începem să avem nevoie cât mai curând de... Mamă, câte resurse mi-au dat. Cum se numește, mă? De market link. Pentru că la un moment dat rafineria o să fie plină, pentru că știți voi că încape doar 999 de plorturi de un tip în ea. Și de același tip, voiam să zic. Și o să trebuiască să vindem după aia din plorturi, că nu o să mai avem ce face cu ele. Deci ar trebui să mă interesez cum fac rost de rafinery link, dar aia presupun că las eu pe data viitoare. Bun, până una alta culegem astea. Așa, hai să mergem și aici sus și cred că mai am niște drill-uri la mine făcute să le pun în zonele astea, așa-i? A, ăsta era advanced, ok. Tu ce ești? Ești advanced? Da, e advanced. Bun, hai să văd ce drill-uri mai am. Dacă mai am drill-uri de pus, o să le pun. Am un advanced din ăsta roșu și în rest nu pot pune. Aș mai avea albastre, stai. Mai am albastre, unde pot și o să verific. Ia. Mai am albastre, a, și da, albastre am 10. Din astea verzi am 8, dar nu le mai pot pune că îs la, deja am atins limita. Pentru că am aici puse deja 6 verzi și aici 6 albastre. Ok, o să culegem resursele și de acolo. Deocamdată, haideți să lăsăm astea aici. Așa, le dropăm în rafinerii link și mergem înspre casă. Și nu o să iau prin portal, o să iau pe jos ca să culeg resursele și de acolo. De unde v-am arătat acum o secundă. Bun, trebuie să o iau pe jos și în momentul ăsta cred că pot crafta cele 3 drone de care am nevoie. Ce s-a spawnat aici? E slime-ule, dacă... A, un tartar? Eu uit-l pe tartar, bun. N-am treabă cu tine, bradere, eu mă duc în treaba mea. N-am chef să stau acolo la belele. Așa, urcăm sus. Am stamina să zbor până acolo? Am liniștit. Liniștit, easy peasy. Ok, chiar acum am ajuns în zona asta unde mai am o grămadă de drill-uri. Astea cred că sunt toate advanced, dacă nu mă înșel. Ia, e advanced? Era simplă. Am crezut că era advanced, aparent era simplă. Ok, dar oricum am craftate multe advanced și asta e tot simplă. Sunt toate simple cumva? O să ar putea să fie toate simple. Uite, asta era advanced, spre exemplu. Asta cum e? Asta e simplă? Uite, și asta era advanced. Ok, deci aparent unele erau simple, unele advanced. Dintr-un oarecare motiv. Am crezut că le-am pus pe toate la fel. Asta simplă. Și tu... Nu cred că ești tot simplă, așa-i? Da, tot simplă. Bun. Acum, înainte să plecăm, punem advanced în locul tuturor. Așa, mai... avem o grămadă, avem o grămadă și aș vrea să mai craftez o grămadă de drill-uri. Să produc în continuu resurse, că la un moment dat știu că o să am nevoie de ele. Așa, și cu asta am atins limita de 6. De 6 de un tip, știți voi ce zic. Mergem înspre baza noastră. Aici nu am rafinery link pus, cu toate că, bă, nu știu, acolo nu trebuie neapărat, că e destul de aproape de bază. Ia uite drona la treabă. Dronele ambele la treabă, ambele splecate. Bineînțeles, mă, cât de bine îi să știi că se ocupă și de, cum se numește, și de mâncare, nu lasă slime-urile flămânde, se ocupă și de plorturi, gen, înainte să am dronele astea, eu nu mă ocupam de slime-uri cu episoadele, gen, la odată la 10 episoade mă ocupam și eu de slime-uri și de plorturi, adică ele se despaunau în continuu până nu am pus eu astea. Dar acum e perfect, perfect, uite, mereu se ocupă non-stop, cel mai bun gadget pe care poți să-l ai în Slime Ranger. Să luăm astea, hai să luăm astea, că altfel se strică. Aici ar trebui să pun o altă plantație. Ar trebui să pun, nu știu, legume. Pentru că fructe nu au sens aici, că nu le culege drona. E pusă doar pe legume, e o zonă cu slime-uri de legume, aia. Hai să le dăm cuberii la ăștia, de mâncarea lor preferată. Așa, ia, aici avem probleme. Hai să punem apă în drona asta, cu toate care o grămadă, și în asta, să fim siguri. Astea aveau apă? Cred că aveau suficientă apă, dacă nu mă înșel. Dar hai să verificăm, uite, le lipsește puțin. Așa, acum mergem la laborator și o să craftăm noi. Sper că am ingrediente suficiente pentru 3 drone. Acum am Wild Honey, dar sper să am și restul. Bun, tu ai apă, are și apă, dar îi mai dăm. Îi la treabă? Ia uite, ia uite, bă. E genial.
E genial, ia. Le-a pus în autofeeder. Probabil le-a mâncat deja, probabil le-a mâncat deja, că i-a pus pe nivelul 3 autofeeder-ul ăla. Bun, hai să vedem de drone. Putem crafta drone. Una, două, trei. Nu! Ce îmi lipsește? Îmi lipsește ceva. Hexacomb! Ok, faza cu hexacombul e că nu e foarte greu de pus, așa-i? Ia dacă, uite, primesc de aici. Nu, nu primesc de aici. Trebuie să pun una verde în zona asta, parcă, dacă nu mă înșel. Oh, mamă. Și nu mai pot să pun una verde. În cauza că am deja 6 acolo. Mai trebuie un hexacomb, tu vorbești serios. Ok. Ok, deci o să mai facem un drum pentru ultima dronă. Deocamdată mai putem face două. Mă, de când nimic, îi tot e bine. Ce-i asta? Ce căuta leguma aia aici? Leguma aia nu trebuia să fie aici. Poate am scăpat eu vreodată pe jos. Unde să pun două drone? Să pun oare aici una? Da, cred că una din ele o să fie pusă aici. Așa. Utilități, dronă, instalează-o. Perfect. Hai să o și setăm. Asta o să se ocupe de plorturi, să le ducă. De ce nu pot să o setez? Așa. Asta o să se ocupe de plorturi. Sursă din plor collector și o să le ducă în rafinărie. Activate. Genial. Și a doua dronă pe care o putem pune și ultima deocamdată, o să o duc aici în zona din spate, nu în ultima, ci în penultima. Știți voi la ce mă refer, știți voi la ce mă refer. Bun, pentru că în chiar ultima avem doar un tip de slime deocamdată. Deci nu-i chiar nevoie până nu punem mai multe. Mai am încă 3 spații libere de construit acolo, dacă nu mă înșel. Bine, am deblocat-o abia în episodul anterior, parcă, da. Drona o să pun acolo sus lângă cealaltă. Așa, ai de sus. Ia, cum stai cu apa? Bă, stă ok, stă ok. Mai punem apă. Îmi zicea cineva în comentarii că, bă, Livule, uite-te mai bine că drona nu funcționează pe bază de apă. Vorbesc serios. Vorbesc serios că nu funcționează pe bază de apă. Ok. Haideți să punem utilități, ultima dronă. Așa, și haideți să o setăm pe plorturi, așa-i? Sau stai, sau pe mâncare, asta e, stai. Asta era pusă pe mâncare, corect, da? Pe legume. Asta o pun, ia uite, să pune la somn. Ok, asta o punem pe plorturi. Așa, plor collectors. Și le duci în... N-am aici rafinării link. Ok, trebuie să pun rafinării link aici neapărat. Pentru că drona nu poate părăsi zona asta, e doar pentru o anumită zonă. Ia, am un rafinării link, spune-mi te rog că am unul. Dacă nu am, e un pic nasoluț. Nu am. Ok, ce mă costă un rafinării link, e întrebare atunci. S-ar putea să mă coste niște chestii pe care nu le-am deocamdată. Și treaba asta mie nu-mi prea convine. Ok, că eu farmez resurse în continuu și să nu am resurse pentru ceea ce am nevoie, un pic nu-mi convine, sincer să fiu cu voi. Cred că am nevoie de hexacomb. Spune-mi, te rog, că nu-i vorba de hexacomb. Deocamdată nu pot să fac rost. Ups, am intrat puțin în drona aia, dar nu-i nimic. Le punea de mâncare. Ia. Utilități, nu aici. Uite aici ultima, rafinery link. Și duc lipsă și de hexacomb și de royal jelly. Royal jelly de unde mai au? Nu știu de unde iau royal jelly. Hexacomb știu, dar royal jelly habar nu am. Ok, dacă știți voi de unde iau royal jelly, știu că se farma de undeva, dar nu mai știu. Stai, că pot să văd pe Slimepedia. De fapt, ce vorbesc? Pot să văd pe Slimepedia, așa-i? Null achievements, nu știu ce fac. Slimepedia, resources și hai să vedem royal jelly. Unde ești royal jelly? Ia, ce ne spune aici? Ok, deci ne spune că royal jelly e o resursă rară, deci rară, obținută cu un apiary. Apiary sunt alea verzi, care deja avem 6 acolo, dar nu-mi spune în ce zonă trebuie să o pun. Dacă știți voi, îmi spuneți voi sau... poate pur și simplu în orice zonă, doar că e foarte rară și să dă din când în când. Bănuiesc că se poate și așa, dacă nu zice zona. Oricum, ia uite mă. Bă, nici bine. Deci nici bine nu am pus dronele astea. Uitați-vă ce se ocupă. Deci asta se ocupă de plorturi și uitați-vă, nici bine n-am pus drona, da? Mai înainte am pus-o. Ăștia au full la mâncare, 94. Ăștia cum stau? Ăștia 25, dar îi pus și pe nivel 3, deci le dă în continuu. Deci dronele astea sunt absolut... absolut geniale, am spus cred că pentru a 1000 oară, dar o mai spun pentru că așa e. Oricum, prieteni, cam atât o să fie și cu episodul ăsta, că n-aș vrea să mă lungesc eu prea tare. Dronele, toate la treabă. O să mai stau eu puțin acum off-camera să mă ocup de bazele, mai pun apă la drone, dar cam atât o să fac off-camera. Oricum, n-aș vrea să mă lungesc foarte tare cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru sfaturile din comentarii, că nu mai știu să vorbesc, am vorbit în continuu. Și da, presupun că ne vedem noi data viitoare. Pa, pa.